Administrația publică locală din Ocnele Mard, raportul activității la 2 ani de la preluarea mandatului de primar de către Mihai Pătru. În cadrul unei conferințe de presă dedicată acestui subiect, dar și evenimentelor pe care primăria le pregătește, pentru a marca anul centenarului, Mihai Pătru a vorbit despre 13 dintre investițiile pentru care a încheiat contracte sau sunt în diverse stadii premergătoare. Proiectele de investiții propuse în perioada 2017-2020 de administrația orașului Ocnele Mare ating majoritatea domeniilor de dezvoltare astfel. Vreau să vi le citesc, fiindcă sunt proiecte și investiții de o avengură foarte mare și denotă că orașul Ocnele Mare a început să meargă pe o cale mult mai bună și mai puternică din punct de vedere economic și turistic. Prima măsură ca un oraș să fie puternic este asfaltarea. Și de aceea ne-am preocupat foarte puternic și foarte convincioși pentru a începe asfaltarea pe drumurile foarte greu accesibile. Avem modernizare străzi în orașul Ocnele Mari cu cofinanțare prin PNRR, prin care se vor asfalta 6,42 km de asfalt pe străzile Buda, Valea cu Prun, Poienița, Florilor, Nucilor, Aviatorilor, Școlii, Goroniș, Luncă. Sunt străzi care sunt foarte greu accesibile, mai ales că sunt în pantă și orice ai pune fără asfalt, acel asfalt n-ar rezista dacă nu ar fi bine construit. Avem reabilitarea podului Podețe. Avem un program tot pe NDL în jur de 1,89 milioane lei noi. Avem podurile, podul Cosota, Podeț, Mătăsaru, Aviatorului, puncte pietonală în spate la L2 și la blocul L2 și podul de la Decantor. Sunt poduri care au fost greu încercate, sunt avariate și era singura soluție printr-o construcție nouă. Aceste lucruri nu se puteau face de pe zi pe alta și a trebuit să ne implicăm prin proiectare și modernizarea lor. Avem al treilea amenajare a două locuri de joacă. Cetățenii din Ocnele Mari duceau lipsă de aceste locuri de joacă și de aceea am făcut tot posibilul ca să creăm aceste locuri de joacă. Sunt la stadiul de execuție și vom avea două locuri de joacă ultramoderne în localitatea noastră, acreditate și totul spre bunăstarea mămicilor și a cetățenilor cu copii, care știți cum este, dacă ai copii trebuie să ai și locuri de joacă și Ocnele Mari trebuie să aibă un viitor foarte puternic. La începutul săptămânii viitoare, orașul se pregătește să-l omagieze pe poetul Vasila Militaru, deținut politic la închisoarea din Ocnele Mari, pregătind un simpozion pe această temă, dar și un mic spectacol din lirica acestuia.